Sfârșangul este un obicei maghiar care se păstrează în comuna Breaza. Sărbătoarea este un prilej de a îndepărta spiritele malefice și întunecate, un mod prin care se sugerează sfârșitul iernii. Tineretul din comun organizează un adevărat ritual. Feciorii și fetele confecționează măști și se costumează după imaginația fiecăruia. Apoi, tinerii pornesc în alai prin sat cu călăreți și căruțe. Această tradiție marchează momentul intrării în postul Paștelui și are o vechime de mai mult de două veacuri. La Breaza, organizatorii Fărșangului aleg în fiecare an o temă diferită a paradei măștilor, dar și un scenariu. În jocul mascaților sunt atrași și sătenii ieșiți în porțile caselor. De multe ori, mascații intră în curțile gospodarilor pentru alungarea duhurilor rele. Balul de Fărșang este ultimul prilej de petrecere înainte de intrarea în postul Paștelui. Eu am aparat mai sofisticat ca al tău. E de aproape, ez regi, 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 ez regi,